Da, eu sunt. Alec. Bună regăsire, prietenei Sportului Alb, vă spunem de la manejul de atletică ușoară din Chișinău, unde așteptăm cu nerăbdare să înceapă partida de tenis din Cupa Davis, dintre reprezentativele Moldovei și Portugaliei. Suntem Alecu Deleu și Cristian Frisc, nici de cum niște comentatori, ci niște suporteri ai sportului moldovenesc. Astăzi urmăm să avem primele emoții, pentru că Radu Albo, prima noastră rachetă, intră primul în teren într-un meci capital cu Gaștau Eliaș. În cazul în care Moldova va reuși să ia un start bun de partidă, vom continua să avem emoții. Este principalul eveniment sportiv al toamnei, deoarece miza e una uriașă, atât pentru noi cât și pentru Lusitan. Echipa care va învinge la capătul celor 3 zile de competiție va primi dreptul de a avansa către prima grupă valorică a zonei euroafricane. Iată și câteva imagini din manejul de atletică ușoară. Arată din nou superb sala, ca de obicei. Așa a fost și în februarie, când locația ne-a fost de bun augur. Am învins Ungaria cu 3-2, dacă vă aduceți aminte. Alecu, eu sper ca istoria să se repete. Bună ziua, dragi telespectatori! Sperăm cu toții într-un rezultat favorabil echipei noastre, care va fi deloc ușor de obținut în fața, având un adversar care în ratingul Cupei Davis se află destul de aproape, pe poziția 42, noi fiind pe 50, dar după ratingul individual al jucătorilor avem un handicap extraordinar de mare pe care vom încerca să-l depășim în această confruntare. Acesta este Radu Albot, jucătorul de care ne legăm speranțele, în special. Locul este undeva în jurul celui 200 în topul mondial. În timp ce omul de care va uza în special Portugalia, João Sousa, se află în prima sută, pe poziția 89. Exact. La clasamentul zilei de astăzi îl avem pe João Sousa, 89, dar deocamdată îl lăsăm în pace pe João Sousa, care va intra în al doilea meci contra lui Maxim Dubarenko. Acum îl avem pe Gaștau Eliaș, locul 131 pentru moment. Și el mai bine clasat decât Radu Albot, trebuie să precizăm. Peste 60 de poziții mai bine. Radu Albot a mai scăzut în săptămână curentă. Este la poziția 212. 12, mai exact. Alecu Deleu, prieteni, este regizor, producător de film, promotor al tenisului și, bineînțeles, un mare amator al sportului alb, al eleganței. Și un promotor, hai să completăm această scurtă prezentare, al modului de viață sănătos prin sport, nu? Mulțumesc, Cristi, pe Cristian Frisc îl cunoașteți, comentatorul nostru nu numai de la tenis, dar și de la alte probe. Aș spune mai degrabă un prieten al sportului moldovenesc și atât. Ziarist sportiv și până de mai curând scriitor și hai să nu ne mai lăudăm editor noi de cărți. Iată o imagine foarte frumoasă, panoramică, în care surprindem câteva figuri ale spectatorilor aflați în tribună. Ultimele serve pentru încălzirea celor doi care deschid partida. Vreau să le amintesc telespectatorilor noștri formatul Cupei Davis, în care, știți, care se compune din 5 meciuri jucate. În prima zi se joacă numărul 1 al fiecărei din echipe cu numărul 2 respectiv. În ziua a doua, adică mâine, sâmbătă, se va juca meciul de dublu, iar duminică va continua cu confruntarea acelor prime rachete din fiecare echipă și respectiv rachetele numărul 2 al echipilor se vor confrunta între ei. Primul meci îl avem tragere la sorți, consider că este favorabilă, așa mi-a spus și capitanul echipei noastre, Iurie Gorban, că a vrut să se întâmple acest meci primul, Radu Albot, numărul 1 moldovenesc, contra lui Gaștau Eliaș, numărul 2 al echipei portugheze. Auziți prezentările în superba sală a manejului, refăcute, parcă renăscute.
Comparativ cu luna februarie s-au adăugat noi accente, iar și mai ales pentru noi cei din televiziune și film, i s-a adăugat mai multe lumine, luminozitate, deci vom avea, sper, și imagini mai frumoase de la această competiție. Se pare că și noi am reușit să creștem la capitolul organizatoric. Îi auzeam într-o discuție pe oficialii veniți de la Federația Internațională de Tenis, care erau foarte mulțumiți de ceea ce au găsit la manejul de atletică ușoară. Hai să ne aducem aminte că în februarie au fost unele semne de întrebare, dar asta este o altă problemă. Prieteni, ne pregătim de meciul dintre Radu Albot și Gaștau Eliaș, așa mi-a spus Mihai Burciu, prietenul care a prezentat festivitatea de deschidere, că se pronunță în limba spaniolă. Mă rog, are mai puțină importanță acest lucru. Spaniola și portugheza sunt apropiate, Mihai vorbește spaniolă. Noi vom vedea acum o dispută care, cred eu, Alecu, este foarte importantă pentru economia întregii partide, deoarece un punct inaugural îți aduce aplomb, îți aduce moral și, de ce nu, un pas mare către victoria finală. Desigur, primul pas va fi, dacă nu unul decisiv, va fi foarte important. Au expirat cele 5 minute de încălzire regulamentare și îl vedem pe Radu Albot la serviciu. Obișnuitul său tricou. Portughezul joacă în echipament roșu. Tăcere pentru prima servă. Mingea a atins banda fileului, așa că vom avea o repetare a serviciului de debut. Foarte bun acest lung de linie al portughezului. Și suntem conduși cu 0 la 15 în game. A insistat Radu Albot pe reverul adversarului și până la urmă l-a făcut să greșească slice-ul. Egalitate la 15. Alec, mă auzi? Păi, scoateți-mi mie sunetul și... Afară această minge trimisă de Elias. 30-15 în favoarea lui Radu Albot. Sala deja s-a încălzit și îl susține frenetic pe jucătorul nostru. De data aceasta a greșit jucătorul nostru. O minge plasată în culoarul de dublu și este egalitate la 30. Deja văd că aproximativ 300 de spectatori sunt în tribune. Remarc încă o dată pitorescul și frumusețea peisajului. Imparabil acest winner, 40-30 în favoarea lui Radu Albot. Plasat și conducem cu 40-30. Deși a fost prins pe picior greșit la acel demivole, Radu Albot a reușit să returneze și l-a forțat încă o dată să greșească pe portughez. Este 1-0, un game inaugural pe care ni-l adjudecăm. Este practic o parte a întâlnirii în care cei doi se tatonează, se studiază reciproc, deoarece nu au fost foarte multe întâlniri între Radu Albot și Gaștau Eliaș. Hai să-i spunem așa. Nu au avut nicio întâlnire. Nicio întâlnire chiar, nicio directă. Până acum, deci... Head-to-head nu s-a produs, sunt la prima întâlnire și, după cum vă spuneam, e,
e o diferență extrem de mare. Totuși, în tenis, 60-70 de poziții e o distanță enormă, cum ar fi între liga, dacă să facem liga o paralelă și liga cu fotbalul. Exact. Să-l vedem pe Elias la serviciu. Arbitru de scaun este Mircea Constantin din România. A solicitat publicului să respecte serviciul adversarului, solemnitatea acestui moment. În fileu va urma cel de-al doilea serviciu. Foarte bună această venire la fileu a lui Radu Albot, care a închis unghiurile adversarului. El a condus excelent raliul, cu toate că inițiativa i-a aparținut portughezului în primă instanță. Accelerează Radu Albot, accentuând pe momentul că un hard, totuși, în ultima instanță, ne avantajează. Da. Portughezii mai obișnuiți și preferind să joace pe zgură, dar dacă intrăm pe site-ul oficial al ITP la Gustavo Elias, adversarul lui Albot, vom vedea că totuși suprafața lui preferată este același hard pe care joacă acum. Deocamdată însă Radu Albot își plimbă bine adversarul pe tălățimea terenului. 0-30, posibilitate de break pentru conaționalul nostru. Până la un break mai avem de câștigat două mingi, dar ne-am apropiat destul de mult. Reluare foarte reușită a lui Radu. Out. Un început de joc bun. Iată-l pe Radu Albot din nou în imagine, foarte concentrat. Știe că de evoluția lui depinde în mare măsură soarta acestei întâlniri. A scos greu acel serviciu, dar până la urmă pe contrapie, Gustavo Elias nu mai poate trimite în terenul nostru și este 15-40. Două mingi de break în debutul jocului. Oricare din mingele astea două câștigate ne va duce spre un 2-0 pentru Radu. O minge plasată în afara careului de serviciu. A forțat asul acolo Gustavo Elias. Și excelentă schimbarea lui Radu Albot. Și avem primul break al meciului. Radu Albot conduce cu 2-0. Am senzația că Gustavo Elias încă nu a depășit emoțiile debutului de partidă. În plus, Radu Albot l-a tocat pe rever, așa cum este stilul. Am văzut la schimbul anterior acest lucru foarte pregnant, după care a plasat un winner în colțul celălalt și este 2-0, posibilitate de a duce cartul la 3 puncte pentru Radu Albot dacă își va fructifica serviciul. Forțează Gustavo Elias și greșește. Bune retururile lui Radu Albot. Conduce foarte bine schimburile lungi și iată-l din nou la conducere. 15-0. Se pregătește Radu Albot de un nou serviciu. O dublă greșeală prima acestei dispute. Prima dublă greșeală a partidei. Trebuie să-i mai informăm pe telespectatorii noștri că ne pot viziona și online pe www.trm.md, iar atunci când transmisia se va întrerupe pe micul ecran, dragi prieteni, în mediul online vom continua să fim alături de dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, Moldova-Portugalia este main eventul toamnei, în opinia mea.
afară acest winner pe care l-a încercat Radu Albot. Forehand-ul său a fost prea lung, 15-30 pentru prima dată la conducere. Gastau Elias. Din aplauzele, un cor al tuturor spectatorilor care îl încurajează pe Radu Albot. Un ricoșeu fericit din banda fileului. Mingea a căzut în careul de serviciu, așa că rămânem la nivelul primului serviciu. Lobul este în afara terenului, egalitate la 30. După acest game, prieteni, vom încerca o scurtă analiză împreună cu Alecu Deleu, dar să vedem dacă Radu Albot își păstrează concentrarea, fiind la 2 mingi de 3-0. Suspansul se prelungește, Alecu, deoarece Radu a greșit. Un retur din nou dincolo de linia de fund. Minge de break, de re-break, mai bine zis, pentru Gastau Elias. Dacă ați observat, Gastau Elias își face mai mult loc pentru dreapta lui. Așa o declară și pe site-ul lui oficial, că e lovitura lui preferată. Și îl pune în dificultate pe Radu cu aceste lovituri de forehand. Foarte bun serviciul, un semi-as, ca să ne exprimăm în termeni de tenis, egalitate la 40. Intrăm în prelungirile game-ului. Cât de puțin a fost în afară această minge? Al doilea serviciu mai liftat al lui Albot, care a fost ușor de menegeriat de către Gastau Elias. Avantaj pentru Lusitan, care are a doua minge de break. Iată-l în imagine pe Gastau Elias, un jucător tânăr, dornic de afirmare și cu un salt destul de interesant în ultima vreme. Ambii sunt născuți în luna noiembrie și îi disparte un an diferență. Radu Albot născut în 89, Gustavo Elias în 90. A fost out și este break-ul lui Gastau Elias, care, iată, nu-i permite lui Radu Albot să se depărteze foarte tare. 2-1, așa cum promiteam, dragi prieteni. Vom încerca să tragem niște concluzii preliminare după cele trei game-uri văzute până acum. Da, eu cred că încă n-au fost depășite emoțiile debutului. Ambii jucători sunt în căutarea locurilor slabe ale adversarului. Am senzație că Radu își propune să accelereze jocul și să joace pe reverul adversarului, găsind acolo mai multe puncte vulnerabile. Iar Gastau Elias, după cum am spus, va căuta să găsească mingea cu forehand-ul lui, să dea mai mult din forehand, foarte razant, creând unghiuri și rămânând în această partidă. I-a reușit acum în cel de-al treilea game să facă re-break-ul, deci practic în termen de tenis nu are pierdut nimic, acum va servi, dar totuși scorul e 2-1 pentru Radu. Cât de important ar fi fost ca Radu Albot să câștige acest game pe propriul serviciu?
Viziunea mea se apropie izbitor de tare cu ceea ce ai povestit până acum telespectatorilor, așa că nu voi relua și eu. Ne concentrăm, prieteni, începe game-ul 4, Moldova-Portugalia, Gastau Elias la serviciu. În fileu, urmează serviciul cu numărul 2. Dublă greșeală, prima în dreptul oaspetelui nostru, 0-15. Așa că o scurtă zicere către spectatori, nu se aplaudă niciodată o dublă greșeală sau o eroare neforțată. Bine, dar meciurile Cupei Davis cam răstoarnă unele reguli scrise și nescrise ale tenisului, unde susținătorii, unii din ei nefamiliarizați cu tenisul, își manifestă emoțiile mai liber. A nu se confunda cu grupa mondială, unde se află crema tenisului. Iarăși e dublă greșeală pentru Gastau Elias, 15-40. Oare vom asista la un re-break? Cu siguranță că așteptăm aceasta. Elias nu are un serviciu puternic, se străduie să dea plasat, dar după cum am văzut nu prea îi reușește în acest game. Am urmărit cu sufletul la gură acest cel mai lung schimb de mingi de până acum. Doamnă variantă. Un schimb care cred, nu am numărat exact, dar care a trecut peste 50 de lovituri. De vreo 2-3 ori a fost net fileu. Așa este. Și în alte situații mingea a aterizat exact pe linie, lucru care i-a pus în dificultate pe jucători. În fine, mai avem o minge de break. Hai, Radu! 30-40, suntem în primul set, Moldova-Portugalia, Cupa Davis. Deranjat Gastau Elias la serviciu, de o reacție din peluză. Foarte puternic egalează portughezul, da, acum a dat un serviciu mai puternic, un serviciu îndreptat în corpul jucătorului, în corpul celui care primea. A anulat cele două mingi de break ale lui Radu Albot, să vedem prelungirile acestui game foarte interesant și care e cel mai disputat de până acum. Greșește returul Radu Albot, 3 mingi consecutive făcute de Lusitan. L-am văzut pe portughez mai puțin dinamic în jucarea mingilor, dar totuși acest raliu a demonstrat că poate ține mult minge în teren. Acum nu a fost cazul, a dat afară și iarăși avem 40 la 0. Nu, 40 egal. 40 egal, exact. O ramă aici a lui Gastau Elias, din modul cum a sărit mingea, se pare că n-a fost un contact fericit cu racheta. Au crescut în forță serviciile lui Elias.
Iarăși este raliu. Și de data asta o ramă de Radu Albot care iarăși îl duce în avantaj pe Elias. Încă o minge pentru 2-2. După ce Radu a ratat două situații de a face 3-1. Este out, egalitate. Remarc însă la Gastau Elias faptul că reverurile slice-ate devin din ce în ce mai precise. Și încurajările tribunei care vin într-un moment oportun, un moment cheie. Ar fi foarte bine dacă Radu Albot s-ar desprinde la 3-1 cu posibilitate chiar de 4-1 pe propriul serviciu. Dar să nu anticipăm. As al lui Gastau Elias. Primul as în acest meci. Radu Albot nu a ajuns la mingea servită. Servită iarăși, nu cu multă forță, dar foarte bine plasată în lateral. Un pic riscant serviciul, dar până la urmă o tactică dovedită câștigătoare. A treia oară când este egalitate în acest game. Dacă nu chiar a patra. Parcă trei am numărat eu, dar acest amănunt statistic are prea puțină importanță. Radu Albot primește, conducând cu 2-1 în primul set. Și din nou as, un al doilea, servit tot din dreapta, parte preferată de Gastau Elias, cel puțin până acum. S-ar putea să fie un game, unul din primele game-uri decisive, chiar dacă încă nu am ajuns la game-ul 7, unde se spune că se pot face deja departajările pentru finalul de set. Cineva ar spune că cine câștigă acest game ar putea să aibă un handicap în fața adversarului. Venirea la fileu a lui Elias, apoi preluarea de sub banda fileului, care n-a fost cea mai potrivită. A avut un antidot la această fază Radu Albot, foarte bun, un retur în forță și este din nou egalitate. Radu nu a riscat atunci un lob, a propus celui care ieșea la fileu, lui Gustavo, să prelucreze o minge care venea cu multă putere. Nu i-a reușit portughezului. Un smash dintr-o poziție incomodă. Un smash de rever a încercat Radu. Nu e reușit, iar lobul lui Gustavo n-a fost cea mai fericită soluție. Dar a speculat înălțimea nu prea mare a lui Radu, care până la urmă n-a ajuns la această minge. Se știe că jucătorul nostru, aflat acum în imagine, nu are o alonjă atât de mare. Avantaj pentru Elias la serviciu. De altfel, ca și adversarul său. Câțiva centimetri în plus pentru Lusitan, totuși, la acest capitol. Este 2-2. Cel mai lung game al partidei s-a finalizat în favoarea lui Gastau Elias. Jocul începe să capete aspecte de uzură, deși abia am consumat 4 game-uri. Gastau Elias acum în prim plan, prieteni. Iată cum arată și o parte din sală. Manejul de atletică ușoară din Chișinău se dovedește încă o dată un loc extrem de potrivit pentru ceea ce înseamnă tenis, de ce nu pentru cultura sportivă moldovenească. Priviți, imaginea vorbește de la sine.
S-a lucrat mult pentru a schimba imaginea manejului, îl apropia de un adevărat teren de tenis de performanță și s-a reușit. Au contribuit la asta și meșterii care au adus acest hard instalat aici, care se pare că e puțin mai rapid decât pe precedentul. De lumină, v-am spus, s-au adăugat multă lumină, s-au adus și galerii suplimentare, așa că spectatorii sunt așteptați în acest weekend, în acest sfârșit de săptămână, să umple locurile din tribune pentru a susține echipa Moldovei. Oh, ce lovitură a reușit Elias! 15 egal, într-o situație limită a ajuns pe fundul terenului, a reușit un forehand care n-a mai putut fi parat de Radu Albot. Da, a fost un passing reușit a portughezului, care a plasat mingea exact în colțul terenului. Vreau să văd cum iese Radu Albu din această situație, una din primele situații mai dificile din meci, în care a condus, a avut și mingi de 3-0, iar acum este condus de portughez. Portughezul conduce cu o minge, Radu are la serviciu 15-30. Handicapul nu este greu de remontat, însă psihic, Radu trebuie să se reechilibreze. Începe acum să o facă, egalitate la 30. Tenisul nu este doar un sport al mușchilor, ci și al minții. N-a fost un as, dar a fost un serviciu foarte bun, plasat, puternic, căruia nu i-a făcut față Elias. Foarte bună venirea la fileu. Spectaculos acest schimb de mingi. Elias l-a văzut pe Radu ieșind la fileu și a slaisat mingea foarte cu multă dibăcie, dar Radu a știut să returneze și a făcut punct. Revedem schimbul anterior cu sprintul, cu accelerația lui Radu. A anticipat direcția mingii și e 40-30, minge de 3-2. A fost net. Primul serviciu se va repeta în acest caz. Demivole foarte bun. A fost și prima scurtă în acest meci, care nu l-a surprins pe Radu și care a marcat decisiv. Asta pentru că Elias a dat înălțime mingii, odată cu contactul cu solul, aceasta a sărit deasupra fileului, cum ar veni. I-a făcut misiunea ușoară lui Radu Albot, care a închis punctul și implicit game-ul. E 3-2. Nu vreau să anticipez, dar am senzația că această scurtă ne spune că Elias nu ar rezista acestui frecvent schimb de mingi și se pare, nu știu, o să vedem game-urile următoare, o să ne arate dacă nu cumva are probleme de pregătire fizică sau de pregătire fizică pentru acest moment. Se joacă 3 din 5, sistemul uzitat în tenisul de început al secolului. Așadar, ne așteaptă un meci lung, o partidă care probabil va avea multe minute pe care le petrecem împreună. Din nou avem imagini din tribune. 3-2 așadar, Radu Albot a condus cu 2-0, i-a permis adversarului să egaleze pe tabela de marcaj, după care a trecut din nou în frunte. Să sperăm că va avea forța necesară. O scurtă discuție cu capitanul nejucător, Iurie Gorban,
Radu Albot foarte concentrat. Jucător rezident în Germania, la Wiesbaden. Reprezintă Republica Moldova. A participat la US Open, a ieșit însă din primul tur de calificare acolo, pe cimentul american. E un termen de comparație cu ceea ce a reușit João Souza, ajuns în turul al treilea, acolo unde a dat peste Novak Djokovic, liderul mondial din Serbia, fiind prea tare pentru portughez. Dacă nu a dat cumva de Federer. Nu. João Souza l-a învins. João Souza a pierdut în fața lui Novak Djokovic pe prima parte, pe partea superioară a tabloului, după victoriile asupra lui Dimitrov și Nieminen. Nu cunosc exact, știu că a jucat cu Nieminen și Dimitrov, jucători plasați în primii 50 ai lumii. Și a învins. Nimeni dintre ai noștri nu se poate lăuda cu astfel de meciuri și cu atât mai mult cu astfel de victorii. Vom vorbi mai multe despre Souza atunci când va intra în teren. Deocamdată Radu Albot începe bine schimbul de mingi din game-ul 6 și câștigă punctul. 0-15. O eroare neforțată poate fi catalogată, nu Alecu? Din partea lui Gastau Elias. Exact. E eroare neforțată la o minge slaisată de Radu. Reședința lui Elias este oare în Florida și de aici mă gândesc că poate și vin problemele de pregătire fizică, deși în lotul moldovenesc avem un jucător stabilit tot acolo, cu reședință Roman Borvanov, tot jucător cu reședință în Florida, dar care mi-a spus că de mai mult timp a ajuns în Moldova pentru a se aclimatiza, pentru adaptare. E de aproape 2 săptămâni aici și a spus că s-a adaptat complet la condițiile și la terenul pe care urmează să joace. Îl vom vedea mâine pentru că e titular la dublu. Bun, asta cu titular la dublu, cel puțin știm că așa s-au fost desemnate perechele de dublu, dar cred că în desemnarea lor fiecare din capitanii nejucători, Gorban și Cordeiro, au lăsat o marjă pentru, și regulamentul permite aceasta, de schimb. Până una alta, el este cel desemnat, să vedem cum vor arăta mâine cele două tandemuri. Borvanov în pereche cu Ciumac contra lui Souza în pereche cu cel care e acum în teren. Gastau Elias. 3 mingi de break pentru Radu Albot. Am putea face 4-2 și cred că această desprindere ar fi chiar mai importantă decât cea ratată în debutul de set. Iarăși, cum ai zis mai devreme, Alecu, să nu anticipăm, urmează un serviciu foarte important al lui Elias. În fileu, mai are o posibilitate însă. A mușcat linia de fund mingea acum la returul lui Radu. Și este 4-2. Radu a insistat, a riscat chiar, lovind mingea puternic și cu mult lift. Scorul de 0-40, de 40-0 îi permitea să facă aceasta și a câștigat game-ul. Atenție, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. După punctul câștigat pe serviciul lui Elias, va veni Radu Albot la rând, care trebuie să se ducă la 5-2. Și poate să ia o opțiune foarte serioasă pentru adjudecarea primei manșe. Radu Albot în imagine. E foarte important dacă intră primul serviciu. Spuneai de meciul Cupei Davis, un meci de uzură. Da, mingea a rămas în teren. Da. Gustavo Elias nu a alergat după minge. Crezând că va ieși afară. Că va ieși, dar efectul a păstrat-o în teren. Mult lift. La intersecția liniei de fund cu cea de margine, un punct de efect și extrem de important, cum precizam. Ne dorim cu toții aceste meciuri de uzură, deoarece un meci scurt ar însemna o victorie netă a portughezilor, care sunt foarte bine clasați. De aceea vrem meciuri prelungite, vrem experiența asta a acumulată jucătorilor noștri, care nu foarte des
au șansa de a juca cu jucători din prima sută mondială sau chiar din primii 150. Chiar m-am uitat la meciurile pe care le joacă Albo, Ciumac, Dubarenco, foarte rar când ajung la un jucător sub 200 mondial, deoarece partea asta de jucători între 200 și 500 e foarte numeroasă la turneile la care participă. Scuze că te întrerup, Alecu. Radu a mai făcut două puncte foarte prețioase și e 40-0, 3 mici de 5 la 2 pentru prima rachetă a Moldovei în echipa de Cupa Davis. Ce păcat de acest serviciu care lovește banda și sare undeva înspre tribună. Înclin să cred că totuși raliul ăla lung a dereglat niște mecanisme funcționale la Gustavo Elias, care văd că nu se mai regăsește. Nu anticipăm, nu, dar conducem cu 5 la 2. 5 la 2 e un scor periculos în tenis, deoarece un fel de 2 la 0 în fotbal. Da, e un de jucătorii sunt despărțiți de un singur break, că deoarece va fi acum la serviciu, Elias poate servi și așa mai departe, dar să sperăm că Radu va fi bun la serviciul său, ia serviciul, asta ar trebui să facă ca să obțină primul set. Presiunea s-a mutat în tabăra lusitană, cum preciza și colegul meu Alecu, este 5 la 2 în favoarea lui Radu Albot, în favoarea Moldovei. Cred eu că inițiativa a trecut din nou de partea noastră, Radu Albot a redevenit vioara întâi a jocului. Îl vedem zâmbind pe capitanul Gorban. Iar în spatele lui este din Scoția observatorul sau supervizorul acestei partide, Tom Igrow. L-ați văzut într-un colț și pe cel de-al doilea arbitru desemnat, Dimitri Comenco din Ucraina. Spuneai de supervizorul acestei întâlniri, care a apreciat foarte în conferințele de presă și chiar ieri la tragere la sorți, foarte bună pregătirea partea organizatorică a Federației de Tenis a Moldovei, calitatea terenului, calitatea iluminării și calitatea condițiilor create pentru jucătorii celor două echipe. În echipa portugheză, în afară de capitan și jucătorii care s-au deplasat la Chișinău, au mai venit persoane oficiale de la Federația de Tenis a Portugaliei și am senzația că e și de la ambasada Portugaliei la București. Un lucru normal, de altfel, pentru că jocul este unul important. Elias revine la serviciu mult, mult dincolo de careu. Calibrarea loviturilor sale nu este cea dorită. Radu Albot continuă să conducă de pe fundul terenului disputarea punctelor. 0-15, l-am văzut lovind prima dată pe o traiectorie ascendentă, verticală aproape. Greșește primul serviciu Elias. A forțat un pic returul, mi s-a părut Radu Albot. Egalitate la 15. Cel mai important punct în acest moment ar fi răbdarea pentru Radu Albot, care îl văd entuziast, dorind să încheie setul la 6-2. Un luft! Dar s-ar putea nici să nu forțeze, să nu caute. Acum e un respiro luat, ți-ar părea, după aceste retururi nereușite de Radu Albot, care cred că se concentrează acum pentru serviciul care va urma. Dar niciodată nu știți. Trebuie speculată orice șansă pe care ți-o dă adversarul. Numai așa vom aduna punctele pentru victorie. Pentru victoria finală, că la ea ne gândim în ultima instanță. Părerea mea a fost că anterior mingea trimisă de portughez a fost în afara terenului. Contează însă mai puțin, arbitrii au lăsat jocul să continue și e 40-15.
Terenul nu este dotat cu hocai, de aceea deciziile arbitrilor de linie și arbitrului de scaun sunt inatacabile și de regulă arbitrul de scaun foarte rar când schimbă decizia arbitrului de linie. Mai ales că nu pot rămâne urme pe acest hard. Dacă la zgură mai pot exista discuții, nu e cazul la manejul de Atletică Ușoară. Acum e out fără dubii, 30-40. Anulează Radu Albot o minge de 3-5 de care beneficiază Gastau Elias. Despre arbitrii de linie vreau să-ți spun că fac de fapt voluntariat. Ca multă lume de altfel. Ca multă de lume în pregătirea acestui spectacol al tenisului care se dă a doua oară la Chișinău în anul acesta. Sperăm să fie cu noroc. Cum a fost și data trecută în meciul cu Ungaria, unde într-un meci dramatic, amintesc telespectatorilor noștri, într-un meci dramatic, echipa Moldovei a câștigat cu scorul de 3-3-2. Un meci dramatic pe care ni l-am făcut și noi greu, să ne aducem aminte, am avut 2-0 după prima zi, apoi am cedat la dublu, contrar așteptărilor tuturor care erau prezenți la sală. Și apoi a fost cât pe ce chiar să pierdem cu totul acea partidă contra Ungariei. A urmat apoi un nou tur câștigător în Bosnia, pe zgură, pe vânt. În unde fine, s-au jucat patru meciuri. Patru meciuri s-au jucat, 3-1. Și ultimul meci al patrulea decisiv l-a jucat Radu Albot, care a câștigat în setul 5 în fața lui Zumhur. E 5-3. A venit Radu Albot la serviciu, superb la fileu, un volei imparabil, 15-0. Cum spuneam, setul care inaugurează meciul și partida ar fi foarte important, de aceea Radu Albot trebuie să crească în concentrare, în atenție, în precizia loviturilor. A insistat pe rever, apoi a schimbat partea și 30-0. Am mai văzut scenariul respectiv la un alt schimb câștigat de Radu Albot. Foarte bun, Radu, foarte bun, Radu. A lungit prea mult acest serviciu. Devenit în cele din urmă neregulamentar. Un stop a portughezului foarte frumos, spectaculos și eficient. 30-15. Schimbul în întregimea sa a fost unul spectaculos, cu dese schimbări în tactica ale celor doi, 30-15, Radu Albot are în continuare avantaj pe care sperăm să-l și fructifice pe tabelă. A alunecat acolo Gastau Elias, e 40-15. Îmi place mult acea liniște care te face să auzi până și respirația jucătorului aflat la serviciu, acea sacadare care însoțește lovitura de rachetă. Acesta este tenisul mare, prieteni, se vede și la Chișinău, trebuie să ne gândim că este o poartă de intrare spre lumea bună a sportului. De ce ne bucură să vedem în tribune foarte mulți copii, foarte mulți tineri, în afară de cei care au o atribuție directă la acest meci, care sunt și copiii de mingi și arbitrii de linie. Excelent lungul de linie acum al lui Elias, 40-30, minge de set pentru Radu Albot. A fost ratată prima minge de set, Radu mai are o minge de set care sperăm să o fructifice.
O minge foarte importantă, de altfel. Spune-mi o minge care nu e importantă în această partidă. Și este set pentru Moldova. Radu Albot îl duce din nou în colț cu reverul pe adversarul său. 6-3. Început excelent pentru Moldova, care preia conducerea. Capitanul și coechiperii lui Radu Albot îl salută, îl felicită pentru acest set reușit, care i-a solicitat lui Radu, mai ales la ultima minge, bun, și la precedentele, dar ultima i-a cerut să riște suplimentar, a riscat și a câștigat. Un set foarte și foarte important în economia acestei partide, dacă nu a întregului meci. Se pare că va fi o scurtă trecere prin studio, după care ne vom reauzi, prieteni, de la manejul de atletică ușoară. Nu, se pare că nu. Inițial, așa ni se spusese, rămânem în transmisiune directă, atât pe micul ecran, cât și pe site-ul oficial al televiziunii publice, www.trm.md, pentru cei care nu cunosc această opțiune. Repet, Moldova conduce cu 1-0, este schimb și pentru arbitrii de linie. Avem un set avans față de Lusitani, după o evoluție încurajatoare, plină de aplomb a lui Radu Albot. N-aș putea spune că e o demonstrație de tenis, dar oricum este o premiză pentru a spera mai departe la un deznodământ favorabil, măcar în acest meci. De ce nu? Trebuie să spunem că în cazul în care Radu Albot câștigă, avem asigurat spectacolul măcar pentru 3 zile, în cazul nefericit în care vom pierde al doilea simplu și dublul.